În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Suntem la Filipii. Am ieșit și noi pe partea cetății, în partea de sus. Este un râu lângă care probabil se adunau prozeliții și evreii din orașul Filipii. Râul este aici, lângă noi. Este destul de adânc. În unele locuri are mai mult de un metru. Și aici, pe această câmpie, este posibil să fi fost locul de rugăciune despre care scrie Luca în Faptele Apostolilor, ca însoțitor al lui Pavel. Aștept exact unde au fost și cum s-au petrecut lucrurile. Râul trece pe lângă cetate. Cetatea este la poalele muntelui din față. Aici, în spatele acestor clădiri, începe cetatea pe care am filmat-o ieri. La poalele muntelui, muntele este destul de înalt și râul trece pe lângă munte și pe lângă cetate. Iar în partea din sus este satul Lidia, care poartă numele primei credincioase din Europa. Nu știm exact dacă Lidia a fost evreică, probabil nu, pentru că este numită temătoare de Dumnezeu. Adică temători de Dumnezeu erau socotiți prozeliții, erau numiți cei dintre neamuri care credeau, și Corneliu este numit tot temător de Dumnezeu. Probabil la fel a fost și Lidia, temătoare de Dumnezeu, adică se temea de Dumnezeul lui Israel, era un fel de convertit. Întrebarea pe care ne-am putea o pune este: de ce Pavel i-a căutat prima dată pe evrei acolo unde a umblat? Prima dată s-a dus în sinagoga evreiască și la Salonic și peste tot pe unde a fost, la Berea. Prima dată a mers la evrei. Sunt mai multe motive, foarte multe, și toate au de-a face cu planul lui Dumnezeu, cu înțelegerea de către noi a planului lui Dumnezeu. Prin înțelegerea de către noi a planului lui Dumnezeu, sunt întrebări care nu le mai punem, pentru că avem răspunsurile. De ce a ieșit Pavel pe poarta cetății să caute un loc de rugăciune, de fapt să caute un loc în care știa că evreii și temătorii de Dumnezeu se întâlnesc acolo unde nu este sinagogă? A fost o poruncă a Domnului Iisus. Porunca Domnului Iisus spune așa: să mergeți întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Prima dată la Isai. Este scris că cei care noi am fost apropiați prin sângele lui Hristos. Apropierea aceasta se referă la apropierea sau îndepărtarea de cuvântul lui Dumnezeu. Noi am fost apropiați. Unii sunt îndepărtați. Starea omului poate să fie aproape sau departe de cuvântul lui Dumnezeu. Poate să fie mintea la lucrurile lui Dumnezeu sau la lucrurile lumii. Sunt oameni care, chiar fiind dintre neamuri, cum a fost Lidia, a fost aproape de promisiunea lui Dumnezeu, aștepta, cum a fost Simeon, aștepta mânghierea lui Israel, aștepta împlinirea lucrurilor lui Dumnezeu, și sunt oameni care nu le pasă de împlinirea lucrurilor lui Dumnezeu și de evenimente și de istorie și de geografie și nu știu timpul, cad obitoacele fără minte, așa cum este scris. Oamenii cred în evoluție, cred în milioane de ani, nu cred în calendarul lui Dumnezeu. Deci motivul pentru care Pavel a venit cu cuvântul lui Dumnezeu prima dată la evrei este motivul care este arătat. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Chiar după înălțarea la cer, Domnul Iisus a trimis cuvântul tot la Isai, tot la evrei, prima dată.
și parcă în Salonic le spune, pentru că voi vă socotiți nevrednici, le spune evreilor din sinagoga din Tesalonic, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și neamurile s-au bucurat că și cuvântul lui Dumnezeu a fost destinat să le fie vestit lor. Într-o loc, iată că te pun să fii lumina neamurilor. Deci faptul că apostolul a vestit cuvântul lui Dumnezeu evreilor prima dată a fost o respectare a unei profeții. De ce, în primul rând, trebuie să ne întrebăm de ce erau evrei împrăștiați? Cum încă sunt și astăzi? Evreii au fost împrăștiați nu de atunci de când Ierusalimul a fost nimicit de romani. Evreii au fost împrăștiați dinainte de asta. De când Ierusalimul a fost nimicit de Nebucadnețar, ei au fost împrăștiați ca urmare a păcatelor lor. Trebuie să înțelegem foarte bine că împrăștierea evreilor în lume a fost o împlinire a unui blestem pe care ei și l-au asumat atunci când au spus că vor face și vor crede toate cuvintele. Pe muntele Ebal s-a rostit blestemul și pe muntele Garizim s-a rostit binecuvântarea. Și nu numai atunci, și mai înainte, ei au spus vom face, vom împlini, s-au legat cu gura lor. Și tot cu gura lor s-au legat că dacă nu vor împlini, să fie împrăștiați în toată lumea. Și pentru că nu au împlinit, și pentru că au devenit idolatri, și pentru că au transformat țara lui Israel, cea mai minunată țară din toate țările, au transformat-o într-un loc idolatru, Dumnezeu a împrăștiat. Pe vremea apostolului Pavel, ei erau deja împrăștiați de 500 de ani. În orașele lumii, ei aveau sinagogi. Sinagogile nu au fost o poruncă a lui Dumnezeu. Nicăieri nu scrie, faceți-vă sinagogi, puneți-vă mai mare sinagogii. Rânduiala era ca să se facă lucrurile în Ierusalim, ei să se închină în Ierusalim, să aducă jertfe în Ierusalim și așa mai departe. Despre sinagogi nu scrie nimic, nu este poruncă nici să se facă, nici să nu se facă. Dar pentru că s-au făcut și pentru că a fost o organizare premelnică a iudeilor, în care cuvântul lui Dumnezeu s-a putut vesti, apostolii când au ajuns într-un loc, au ajuns și au intrat în sinagogă. Aici, la Filipii, nu era sinagogă. Era un loc de rugăciune, lângă un râu, unde temătorii de Dumnezeu și iudeii din oraș, probabil, se adunau sâmbăta dimineața la rugăciune, după obiceiul evreiesc. Mai târziu, vedem în săptămâna următoare cum Pavel în fiecare zi venea la locul de rugăciune. Venea pe direcția aceasta, din Filipii, cam un kilometru până în acest loc. Și pe drumul acesta, slujnica cu duh de ghicire se lua după ei și striga: oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului adevărați, ei vă vestesc calea mântuirii. Nu spunea o minciună, spunea un adevăr. Și nici Balaam n-a spus o minciună, a spus un adevăr. Și totuși, pentru că a făcut-o cu duhul celui rău, a fost nevoie ca Pavel să scoată afară duhul din ea și slujnica a devenit credincioasă. Cam acestea sunt motivele pentru care apostolul Pavel a venit prima dată la evrei. Respectând porunca Domnului Iisus, respectând planul profetic din vechime, care arăta că trebuie să vină la Israel, peste dincolo de acest râu, este un grec cu un tractor care merge la lucrul său, este un lan de porumb și unul de floarea soarelui. Este o zonă foarte fertilă aici, lângă Filipii. Cred că mă mai auziți. Deci, să revin la gând. Apostolul Pavel a respectat nu numai porunca Domnului Iisus, ci cunoscând planul profetic lăsat din vechime, a știut că evreilor aflați în împrăștiere li se va vesti cuvântul lui Dumnezeu și o parte dintre ei vor crede. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem foarte serios este: de ce acolo unde au crezut nu s-au făcut două biserici, una evreiască și una dintre neamuri? De ce nu s-au făcut această separare și de ce atunci când într-una din adunări văduvele evreilor care vorbeau grecește erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor, apostolii au intervenit pentru ca să nu se producă această ruptură. Nu vedem nici într-una din epistolele Noului Testament această separare, să se fi deschis două adunări
să se fi deschis o adunare pentru evrei, una pentru creștini. Din acest punct de vedere, spun răspicat că așa zisele biserici mesianice, adunări mesianice sau evreiești, sau nu sunt după voia lui Dumnezeu. Tot la fel, cred că nu sunt după voia lui Dumnezeu nici un fel de adunări etnice bazate pe limbă. Biserica română, biserica maghiară, biserica nu știu care, este o neputință să vorbești o singură limbă, este un handicap care a venit la Babel, este urmarea păcatului, dar în Domnul Iisus Hristos noi am fost făcuți una, mai ales evreii și neamurile au fost făcuți una. Reamintesc că vorbesc tot de lângă râul de la Filipii, unde Pavel a vorbit, este locul aproximativ în care Pavel a vorbit femeilor care erau adunate aici. Și nu s-au creat două biserici la Filipii, una de evrei și una de neamuri, nu s-au creat nici la Salonic două biserici, ci s-au creat două adunări, hai să spunem românește, adunări. Biserica este Basilica, care vine din greacă și înseamnă Casa Împăratului, un fel de primărie, un fel de clădire publică. Cuvântul adunare este o, sau strângere, sau acest cuvânt reprezintă mai bine ceea ce traducerea termenului grecesc Eclesia. După cum vedeți, oamenii nu se înghesuie. În apropiere este site-ul arheologic Filipii, nici acolo nu este mare înghesuială. Câteva zeci de vizitatori tot timpul. Aici e aproape nimeni. Intrarea este gratis, deși am trecut prin poarta care se vede acolo. Acum 12 ani când am fost aici, poarta aceea nu exista și tot fel de mulți turiști erau și atunci ca acum. Dar să mă întorc la idee. Nu s-au făcut două biserici pentru că el din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Interesant este că acolo unde cuvântul lui Dumnezeu învinge, nu există adunări etnice, nu există separarea aceasta. Primii pocăiți din Ardeal, în satele mixte române și maghiare, se adunau într-o singură adunare, cântau cântări cu aceeași melodie, dar cu texte diferite, fiecare în limba lui. Aceasta pentru mine când eram copil a fost o mărturie, chiar dacă m-am născut într-o zonă mixtă, jumătate satele erau maghiare, jumătate românești. Mergeam la adunări maghiare și la adunări românești și pot spune chiar adunările maghiare erau mai mari și mai bine organizate și erau într-un sate un procent mare de populație dintre maghiari erau credincioși. Dar ceea ce am observat în toate aceste adunări unde erau sate mixte, nu erau două adunări, era numai una. Credincioșii nazarineni din Ardeal au fost și actualii nazarineni din Serbia, care mai sunt ferm susținători acestui principiu. În satele mixte române sârbești din Banatul Sârbesc, unde mai sunt încă mulți nazarineni care n-au emigrat. Asta e o altă poveste interesantă, o găsiți pe net. În satele nazarinene, adunările nazarinene, nu practică segregarea etnică. Absolut deloc sunt împotriva acestei idei și dragostea de frați trebuie să învingă orice ură națională, orice ură etnică. Pavel n-a avut nici cea mai mică fărâmă de mizerie, de gândire etnică în capul lui atunci când a venit pe acest câmp, pentru că Domnul Iisus Hristos va nimici toate împărățiile pământului și El va domni și va face ca o pace să domnească, care va nimici orice ură care există astăzi între oameni. Aici unde suntem acum este Macedonia, zona de est a Greciei. Sunt foarte multe sate turcești, foarte mulți turci, magazine turcești și mustește încă în aer acea ură dintre greci și turci, care are foarte multe motive istorice. Prin botez, noi am fost omorâți, sau botezul simbolizează moartea noastră față de aceste erori, față de aceste defecte de gândire. Este o eroare de gândire să crezi că tu ești mai bun decât altul pentru că vorbești altă limbă. Este o eroare de gândire să crezi că ești mai deosebit sau că ai talente sau lucruri deosebite. Să încercăm să intrăm în apă. Apa aici are cam un jumătate de metru. Este cald, este august, este 9 august și puțin mai jos se adâncește. Cred că
cred că face peste un metru, nu se mai vede fundul. Acolo este în aval și aici este în amonte. Este un loc frumos, este o apă perfect curată. Nu știu cum se numește, dar o să aflu. Uitați voi pe Google cum se numește râul care trece pe lângă Filipii. Este 8 dimineața, dar apa nu este rece. Uitați aici deja, este o libelulă. Dumnezeu a creat libelulele ca să ne învețe foarte multe lucruri. Să revin la gândul meu legat de botez. Botezul nu este o curățire de întinăciunile cărnii, este un simbol al curățirii de întinăciunile cugetului. Și o întinăciune a cugetului este gândirea naționalistă. Educația ne formează gândirea naționalistă, mediul în care trăim, ostilitățile, politica, partide politice care speculează idei naționaliste. Toate acestea întinează cugetul și îl fac pe om, unul să fie mare român, altul să fie mare maghiar, altul să fie mare neamț, altul să fie mare ceva. Noi prin moartea împreună cu Hristos simbolizăm că și toate gândurile noastre s-au contopit ca într-un creuzet unde se macină și nu mai există identitate, își pierd identitatea națională. Acest lucru face ca creștinismul să fie văzut, creștinul adevărat, creștinul real, creștinismul viu, creștinismul care ține cont de cuvântul lui Dumnezeu, să fie văzut ca un pericol pentru orice formă de ideologie. De aceea creștinismul este prigonit astăzi chiar și în țările democratice, pentru că gândirea creștină este clar net superioară gândirilor politice, deși nu are arme de fier, are o eliberare a omului de aceste pasiuni care îl fac să rămână rob. De aici, mai departe, vă las singur să gândiți din ce cauză oamenii prigonesc pe creștini, pentru că cine într-adevăr a murit față de învățăturile începătoare ale lumii, cum sunt numite, a murit și față de gândirea etnică, gândirea de rasă, deci superioritatea de rasă, superioritatea de limbă, superioritatea de mai știu eu ce. Apa este repede și rece, dar este foarte frumoasă, ușor de suportat. Unii zic că botezul trebuie făcut doar în apă curgătoare. Când vezi cât e de frumos, cum e locul ăsta de aici, îți vine să zici așa, dar nu scrie nicăieri asta, botezul a fost făcut în casă, temnicerul n-a fost botezat în apă curgătoare, pentru că noaptea aceea nu a ieșit la râu, nu scrie că a ieșit la râu, se boteze, a fost botezat în baia proprie și am arătat în alte situații că băile erau destul de mari și aveau căzi oamenii și pe vremea aceea și puteau să fie botezați, aveau bazine acasă, nu erau mai civilizați, nu sunt mai civilizați atunci decât acum, au altă tehnologie, dar nu sunt mai deștepți, nu erau mai proști pe vremea aceea. Botezul trebuie făcut în apă, trebuie făcut prin scufundare și trebuie făcut după ce omul a devenit conștient și și-a dat acordul, și-a dat mărturia cugetului său curățit. Se pune întrebarea dacă ce se întâmplă cu cei care au fost botezați și n-au fost născuți din nou, așa cum se spune, n-au fost credincioși, avem un caz în Biblie, chiar și Simon a crezut, nu se mai despărțea de Pavel și le-a dat bani apostolilor după ce a fost botezat, că zice, a crezut și a fost botezat, aceasta este ordinea, după ce a fost botezat a dat bani apostolilor ca să primească și el darul, puterea aceasta de a da Duhul Sfânt altora și i s-a spus foarte clar, tu ești prins în lanțurile fără de lege, inima ta nu este curată, pocăiește. Deci după ce a crezut, îi zice să se mai pocăiască o dată. Nu îi spune că e pierdut, îi spune pocăiește-te. Adică botezul este un simbol al unui cuget curat și a acestei curățiri a cugetului, dar dacă mai rămâne o rămășiță de gândire stricată, și pentru aceasta este loc de pocăință, nu mai trebuie un botez după aceea să nu facem aberații, există un singur botez și botezul acesta trebuie făcut în apă, prin scufundarea în apă. Probabil în acest râu a fost botezată Lidia, probabil în acest râu a fost primul botez din Europa
Și apostolii au lăsat scris: fraților, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și acest lucru, botezul, trebuie făcut după rânduială, prin scufundare în apă. Noi suntem aici la Filipii, în locul unde apostolul Pavel a arătat practic acest lucru, deși nu cred că el a botezat, pentru că se arată că a botezat doar casa lui Ștefana și încă câțiva. La Filipii se pare că n-a botezat el, probabil a botezat Sila sau Timotei sau Luca. În orice caz, botezul a fost un exemplu pe care Pavel ne-a lăsat și a spus să faceți și voi la fel. Ca prin viața mea, zice, într-un loc, să fie o mărturie, să fie un exemplu al lucrării pe care Dumnezeu a lăsat-o apostolilor ca să facă. Deci este o poruncă pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor. Repet, botezul nu este o curățire de întinăciunile cărnii, ci botezul vine în urma credinței ca o simbol al curățirii de întinăciunile cugetului, așa cum am arătat-o. Întinăciunea cugetului este gândirea etnică. Apostolii nu au construit biserici la Filipii, nu au construit nicăieri biserici, nu pentru că ar fi fost prigoană, ci pentru că nu acesta este planul lui Dumnezeu, să facem temple. Ați văzut ieri ce s-a ales de templele din Filipii și asta se alege de toate templele lumii. Sunt uneltele păstorului nebun, am putea spune. Clădirile sunt locuri exploatate financiar, fără clădire popa nu poate să ia bani. Fără clădire, el n-are loc de unde să zâmbească, ca și câinele care așteaptă să fie hrănit de din coadă. Scriptura spune exact fraților din Filipii: feriți-vă de câinii aceia, dar despre aceasta voi vorbi în alt loc, cred că tot astăzi. Astăzi a fost nevoie să vorbesc despre botez. Mai sunt întinăciuni, numai întinăciunea etnică. Există și întinăciunea religioasă, eticheta religioasă pe care oamenii și-o pun, furnizată de furnizorii de etichete, pentru că altceva nu au. Și omul se simte bine pentru că el este ortodox sau catolic sau baptist sau penticostal și în spatele acestei etichete stă liniștit, ascuns și nu-i pasă de conținut. Botezul este o contopire și o eliminare a acestor etichete. În momentul în care am murit și față de aceste codițe, față de aceste rămășițe ale gândirii partinice. Gândirea care te face să te socotești superior pentru că tu ești ceva sau faci parte din ceva. Așa că gândiți-vă bine, chiar dacă poate că locul în care vă găsiți din punct de vedere religios vă asigură o doză confortabilă de atașament, vă simțiți protejați, gândiți-vă mai bine la atașamentul pe care îl aveți față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, și la atașamentul pe care îl are El față de noi. El ne iubește necondiționat și dezinteresat și așteaptă din partea noastră aceeași iubire necondiționată și dezinteresată. Aceasta înseamnă, în primul rând, o dragoste de adevăr și, în primul rând, o dragoste de cuvântul lui Dumnezeu, dragoste care vine din frică, vine din respect, vine din adorare, vine din observarea lucrurilor Lui. Am venit aici la Filipii și am coborât în acest râu tocmai pentru ca să vedem că lucrurile au fost reale. Biblia este o carte reală, cu evenimente reale, cu locuri geografice reale, cu fapte istorice reale, cu oameni reali și cu un cuvânt real. Tot ceea ce este scris acolo nu este invenție și tot ceea ce este scris că s-a întâmplat, s-a întâmplat. Tot ceea ce este scris că se întâmplă acum, se întâmplă acum și tot ceea ce este scris că se va întâmpla, se va întâmpla cu certitudine. De aceea, fie că suntem aproape, fie că suntem în România sau suntem în Grecia, fie că vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, fie că lucrăm sau orice facem, știm că la momentul împlinirii cuvântului Dumnezeu, de exemplu, când va fi răpirea celor credincioși, zice că doi vor fi la câmp, nu vor fi unul la studiu biblic și unul la câmp, și ăla de la studiu biblic va fi răpit și celălalt va fi lăsat. Zice că doi vor fi la câmp și unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Deci vorbim despre oameni normali, despre o lume normală. În continuare este câmp, la 10 metri de noi este lan de floarea salului și puțin mai încolo
de porumb. Brutării sunt peste tot, și aici în Grecia, și în România, și mori, și lucrurile nu s-au schimbat mult. Suntem datori să trăim mai departe, să ne facem lucrurile, să ne folosim de lumea aceasta, dar gândul nostru să fie în lumea care vine. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Noi așteptăm această descoperire. Pentru aceasta am crezut, pentru aceasta ne-am pus nădejdea în El, pentru aceasta ne gândim la cele care vin, pentru aceasta mărturisim și vestim aceste lucruri. Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu care ne învie morții, și chiar dacă ne apropiem cu pași mai repede decât vrem și decât credem de momentul în care vom închide ochii toți dintre noi, dacă Domnul Iisus nu va veni, știm bine că locul acela unde vom fi puși nu este loc de veci, este un loc din care vom fi scoși. Mărturie despre acest lucru dă o înmormântare preliminară, să numim așa botezul. Este o înmormântare preliminară. Sunt și pești în râul ăsta, sunt foarte mici și au culoarea nisipului. Nu-i vedeți, eu văd unul din ei foarte greu, ce că aparatul nu prinde. În orice caz e foarte frumos. Reamintesc că sunt la Filipi, în râul de lângă cetatea Filipi, unde apostolul Pavel a vestit cuvântul lui Dumnezeu femeilor care erau adunate acolo. Deci să mă întorc la gând. Mormântul nu este un loc de veci. Noi am avut parte de o înmormântare preliminară, o înmormântare prin botez, simbolizată prin botez, o moarte față de lume, adică toate gândurile, ambițiile și ceea ce poate să anime pe un om sunt abandonate prin botez. Omul nu mai are de ce să plângă atunci când moare. Știe că va veni învierea și aceste lucruri, dacă nu sunt reale în viața cuiva și dacă se gândește la moarte cu groază și dacă se gândește la moarte cu frică sau dacă se gândește la moarte cu regret, atunci trebuie să-și pună serioase întrebări cu privire la autenticitatea credinței lui. Botezul trebuie să fie sfârșitul vieții lumești, sfârșitul vieții pentru om, și cel ce mai trăiește mai departe în lume trăiește cu nădejdea în Fiul lui Dumnezeu care se va arăta. Cred că acest loc este cel mai potrivit loc pentru a vorbi despre botez. Mă gândesc la mulți din voi care sunteți departe, la prieteni de-ai mei care sunteți în America, în Australia, în toate colțurile pământului, și cu siguranță marea majoritate dintre voi n-ați fost aici. Este aproape de România, este la 7-8 ore. Râul acesta curge din direcția României spre Marea Egee. Mă gândesc și nu este un loc sfânt, repet, nu este un râu sfânt, este un loc autentic, este un loc geografic autentic, și pentru voi m-am gândit, la cei care probabil nu o să puteți ajunge aici, să vedeți aceste lucruri și să ne gândim la lucrurile scrise, că degeaba vedem aceste lucruri, degeaba le atingem, nu o să-mi iau sticluță cu apă din acest râu, deși sunt unii oameni care le-ar trece prin cap. Când a fost în Israel, mulți și-au luat cu ei pământ din Israel. Nu este nimic ca sfânt din materie. Dumnezeu sfințește cugetele, sfințește gândurile, ne face ca să ne curățească gândirea de lucruri rele. O să mă îndrept spre mal, pentru că mai am un gând legat de acest loc. E foarte accesibil coborârea în râu și urcarea. E un loc frumos. Se vede muntele. Mai trebuie să ne punem o întrebare. O întrebare foarte serioasă. De ce aici, pe malul apei, erau adunate doar femei? Deci a vorbit femeilor care erau adunate acolo. Nu scrie că ar fi fost un bărbat. Dacă era un singur bărbat, ar fi scris. Erau câteva femei adunate la un loc de rugăciune.
De ce femeile sunt mai preocupate de lucrurile religioase? De ce în majoritatea adunărilor numărul femeilor este mai mare ca numărul bărbaților? De ce chiar și între copiii creștini băieții sunt primii care abandonează credința părinților și fetele mai greu? Este o întrebare foarte serioasă care lasă loc de multe răspunsuri și eu n-aș vrea să epuizez, să am pretenția că epuizez aceste răspunsuri pe acest câmp în care, în acest loc în care erau o adunare numai din femei. Acum 2000 de ani erau adunate femei aici și ele au ascultat, un grup de femei a ascultat pe malul unui râu ceea ce le spunea Pavel. Unul din răspunsuri este că femeia, prin blestemul pe care l-a primit în Eden, ca dorințele ei să fie supuse bărbatului ei, este mai aplicată spre ascultare. Și bărbatul, prin faptul că are mijloace de a domina, fiind mai puternic, fiind în mod clar având un avantaj fizic asupra femeii, bărbatul are mai multe mijloace de a se îngânfa. Și în general bărbații sunt cei care spun că religia este pentru femei și pentru babe, nu este pentru bărbați, bărbatul este mândru, îngânfat și n-are mintea aplicată spre ascultare. Nu este o generalizare, ci este o tendință, este o, aș putea spune, este un curent. Este, în general, putem spune că bărbații nu sunt atât de aplicați spre lucrurile religioase cum sunt femeile. N-ar trebui să fie așa, pentru că totuși cuvântul lui Dumnezeu arată că în adunări femeia se tacă și bărbatul este cel care trebuie să dea învățătură. Aici este o biserică care, sigur, poartă numele, hramul, nu știu cum este, al lui Lidia. Puțin mai sus este locul exploatat turistic, este o cruce acolo, cred că ați văzut-o deja, pentru, ca și loc de botez al lui Lidia. N-am vrut să filmez acolo pentru că n-a fost nicio cruce pe vremea apostolului Pavel. Mă reîntorc la gândul meu legat de motivele pentru care femeia este mai credincioasă sau mai aplicată spre lucrurile lui Dumnezeu. Vedem pe Timotei, care a fost crescut de o mamă și de o bunică credincioasă. Tatăl lor era grec și nu se spune nimic că ar fi fost credincios. Aproape sigur nu era. Chestiunea este legată de educație și eu cred că aici răspunsul trebuie să-l vedem în acel verset extrem de prost interpretat: femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Femeia nu este mântuită prin nașterea propriu-zisă de copii, ci femeia este mântuită prin educația copiilor, adică nu este mântuită în sensul că va primi mântuirea în ceruri pentru că a născut copii și cea care n-a născut copii nu va primi mântuire, ci cuvântul acolo este un fel de reabilitare. Femeia este cea care a fost într-un fel pedepsită mai aspru în Eden, atunci când Dumnezeu i-a zis: voi mări foarte mult suferința ta, cu durere vei naște copiii, este un blestem. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, este un alt blestem. Reabilitarea din acest blestem este faptul că femeii este dat să educe copii. Și prin educația copiilor, caracterul se transmite de la mamă. Dacă ne uităm în Scriptură, toți împărații răi au avut mame rele. Toți împărații buni au avut mame bune. Și acest lucru face ca... Îți dă șoperile, fac o pauză, o a fugit de apă. Așa a creat Dumnezeu să fie frică de om. Dumnezeu a pus frica de om în toate viețuitoarele și... și șopârlița aceasta are în codul genetic frica de om. Când m-a văzut, a dispărut, nici nu mai știu unde e. Deci să ne întoarcem, să încerc să-mi amintesc
ce am vrut să spun legat de împărații lui Israel. Împărații lui Israel, cei buni au avut mame bune, cei răi au avut mame rele. Educația care s-a transmis a făcut ca el să fie bun sau rău în funcție de educație. Noi astăzi credem foarte mult, disprețuim educația, teologia mistică care pune accentul pe o anumită naștere, din nou pe un moment în care totul se schimbă, disprețuiește complet educația. Foarte mulți oameni cred că Dumnezeu se va atinge de inima copiilor lor și nu este nevoie să-și educe copiii în mod creștin. Este o aberație teologică care aș vrea să o ștergem ca și o urmă de impuritate de gândire, de întinăciune a Duhului, și acestea intră la capitolul se șterg. Botezul este o curățire și de aceste întinăciuni, un simbol al curățirii de aceste întinăciuni, și noi prin moarte împreună cu Domnul Iisus Hristos trebuie să murim față de toate aberațiile acestea de gândire care ne fac să fim închiși într-o cușcă a propriei prostii și să ne simțim bine acolo. Deci nu numai că stăm închiși și dacă cineva deschide ușa și zice, măi, ieși afară din mizeria asta, ieși afară. Și noi ne-am aranjat celula așa de frumos, așa de bine, și poate ne-am și luptat pentru celula aia și ne-am pus și etichete frumoase și ne-am pus, noi nu vrem să ieșim afară. Asta e omul care se simte bine în ignoranță, se pierde singur în ceea ce știe, nu în ceea ce nu știe. Este carapacea, cutia, cușca care îl ține pe om legat. Cuvântul lui Dumnezeu sparge această carapace. De multe ori este nevoie să vină din interior acest ajutor, ca la puiul care iese din găoace, când cloșca dă cu ciocul în coajă și îl ajută nu numai mișcările puiului să spargă coaja, ci și din exterior. Domnul Iisus, prin apostol, prin vestitor, prin cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, dă cu ciocul carapacea în care ne simțim bine și ne lasă să ieșim afară. Deci mă întorc la ideea educației. Educația creștină, educarea copiilor, este o poruncă biblică dată părinților. Nu este o poruncă dată adunărilor. Nu a lăsat Dumnezeu în adunare instructor de școală dominicală sau învățător de școală dominicală sau așa mai departe, un fel de semipastor care se ocupă de copiii celor care nu ascultă de porunca biblică de a-și educa ei. Porunca biblică este pentru tine, mamă și tată creștin, să-ți duci copiii tăi, nu să-i duci la nenea pastorul și tu să-i dai bani lui pastorul ca să-ți educe. Să nu te miri dacă atunci când vor crește mari se vor întoarce împotriva ta sau tu nu vei fi așa de frumos ca nenea pastorul sau va fi un alt pastor care are bagătobe în biserică și se vor duce să-l asculte pe ala. Să nu te miri dacă vei crește copii neascultători, pentru că și tu ai fost neascultător de porunca biblică. Aș vrea ca din acest loc al reamintesc că mă aflu pe marginea râului din Filipii, unde apostol Pavel a vorbit femeilor care erau adunate aici. Dacă tu n-ai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu să-ți duci copiii bine, să nu te miri că ei nu vor asculta de tine. Este o oglindire a felului cum lucrează Dumnezeu, pentru că prin suferința aceasta pe care o capeți, prin faptul că copiii nu ascultă de tine, tu să ajungi la adevărul care trebuie spus și să înțelegi că tu trebuie să-ți educi copiii. Educația copilului mic este secretul credinței omului mare. Dacă copilul mic este crescut bine de o mamă credincioasă, de o bunică credincioasă, și primele elemente de gândire îi sunt insuflate prin educație, când va fi mare, nu se va abate de la ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va crește mare, nu se va abate de la ea. Acest lucru rămâne valabil și în creștinism. Acest lucru rămâne valabil pentru că Dumnezeu este Cel care educă. El ne educă ca pe niște copii, ne educă prin noia, ne educă prin suferințe, ne educă prin lucruri care
nu ne plac. Orice educație este însoțită de mijloace de constrângere. Omul nu este, nu alege singur să fugă de prostie. Trebuie constrâns cu drag. Și cu cât copilul este mai mic, cu atât mijloacele de constrângere sunt mai fine, nu sunt necesare. Copilul este ușor îndreptat spre ascultare și cu cât această îndreptare spre ascultare se face la o vârstă mai fragedă, cu atât rezultatele sunt mai bune. Pentru că omul care se dă la ascultare de mic va respecta ascultarea când va fi mare și va vedea autoritatea lui Dumnezeu foarte ușor. Dar dacă a disprețuit autoritatea de mic și a fost crescut ca un rebel, și aici amintesc faptul că ascultarea de părinți și ascultarea de oameni, de autorități, este o expresie a ascultării de Dumnezeu, prin care omul învață ascultarea de Dumnezeu în limitele ei. Să mă întorc, dacă omul este un rebel față de ascultarea de părinți, când este mic, când va fi mare, aproape cu siguranță va fi un rebel și față de ascultarea de Dumnezeu. Trebuie să se producă mari catastrofe și mari presiuni în tinerețe și mai târziu, ca un om care a fost rebel toată viața să fie transformat într-unul ascultător. Nu zic că Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să aducă acest lucru, dar nu aceasta este normă. Dacă ne uităm, toți cei care au crezut în Noul Testament au fost oameni temători de Dumnezeu. De ce nu s-a dus Pavel la Filipi, la bețivii orașului? De ce nu s-a dus la drocați? De ce nu s-a dus la cei stricați, la cei din cârciu? S-a dus la cei care se rugau, pentru că s-a dus la cei care erau mai aproape, mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea s-a răspândit Evanghelia, dar modelul pe care îl vedem este că au crezut prima dată cei temători. A crezut un Corneliu, a crezut un famen etiopian, a crezut o Lidia. Peste tot, temătorii au crezut și ei au vestit mai departe cuvântul. Să nu așteptăm ca copiii noștri crescuți rebeli, crescuți în lume, crescuți într-un mod de neascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat, printr-o oareșcare transformare miraculoasă, să fie brusc transformați în niște ascultători. Dacă cineva vrea să mă contrazică, poate să o facă, dar norma este aceasta. Ascultarea se sădește. Este o plantă care trebuie crescută cu grijă în sufletul copilului mic. Acesta ar fi avantajul femeii. Femeia are acest rol de a-și crește copiii în ascultare de Dumnezeu. Prin aceasta femeia este reabilitată. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, blestemul într-un fel este ridicat, blestemul din Eden, chiar dacă a născut copilul cu durere, îl are lângă ea și îl crește ca pe o plantă până la maturitate și copilul va fi expresia mamei sale. Copilul va fi expresia credinței mamei sale și credința sădită de mic în copil va rodi roade bune când copilul va fi mare. Îmi place locul acesta de aici, uite, nu-i biserică, e un loc de stat de vorbă, e un măslin în mijloc. Se pare că aici a fost prima adunare, îmi amintește de când a fost în 97 prima dată la Vișchi cu fratele Mia din America, trăia Vișchi și ne-a scos afară în curte. Noi nu știam atunci nimic despre microfon, el cu siguranță știa, pentru că avea în curte un loc asemănător cu acesta, era niște bănci puse în careu, înconjurate cu viță de vie și acolo stăteam de vorbă în mijlocul curții. Este un loc frumos care ne amintește de locul în care a fost prima adunare din Europa, aici la Filipi, unde măslinii cresc în voie. Este luna august, măslinele nu sunt coapte, dar sunt frumoase, sunt multe. Se fac aici măslinii, se fac smochinele, se fac pomi care la noi nu sunt. Și uitați-vă aici cât e de plin măslinul ăsta. Se zice că aici în Grecia se zice că măslinul este sădit de bunicul
îngrijit de tatăl și cules de fiul. Cam așa este și cu educația creștină. Cuvântul care a fost sădit în bunica ta lui, în mama ta Ionice, deci sunt încredințat că și în tine, așa ca și măslinii care cresc încet, dar la rod aduc un rod bogat. Măslinul însemna viață pentru oamenii din aceste zone, măslinul însemna lumină pentru că ardeau uleiul de măsline și îl făceau lumină cu el. Măslinul însemna hrană pentru că mâncau și era foarte hrănitor. Tot așa cum măslinul crește încet și rodește târziu, tot așa și educația are rezultate târzii. Ceea ce ai semnat când copilul a fost mic va crește peste 20 de ani sau va da rod când tu nu vei mai fi, dar e foarte important pentru că la înviere te vei întâlni cu tot rodul pe care l-ai încasat. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este vestit așa cum este, drept, adevărat, fără plată, dintr-o dragoste dezinteresată de adevăr, toți cei care îl ascultă și vor crede prin acest cuvânt, este ca la multilevel marketing. Ți se pune ție. Tu ai vestit la 1, unul a vestit la 20, 20 au vestit la 200 și așa mai departe. De la ce a plecat totul? De la un cuvânt vestit unui om. Și toți câți vor crede prin acel om, de unde a plecat? De la vestirea pe care a respectat-o l-1. De aceea creștinismul s-a răspândit. Mă bucură faptul că biserica pe care o vedeți în față este goală. Este un loc idolatru, este un loc în care oamenii care habar n-au de cuvântul lui Dumnezeu se duc și dau ceva bani acolo, aprind ceva lumină din asta de ceară și fac ei ceva slujbă, dar sunt departe cu gândul de cuvântul lui Dumnezeu. N-am venit aici să filmez locuri sfinte, am venit să intrăm în atmosferă și cu siguranță acesta este locul în care apostolul a predicat în apropiere, este cam la 1 kilometru de cetatea Filipii. Între Filipii și satul Lidia. Satul Lidia se vede aici. Să revin la gândul meu legat de răsplată. Dumnezeu va răsplăti la înviere. Și noi luptăm pentru acea parte a Evangheliei, parte a acelei defilări pe care vom avea atunci când Domnul Iisus se va arăta împreună cu toți ai Săi și atunci vom fi arătați și noi. Noi nu avem nevoie de o arătare acum. De aceea nu mă filmez pe mine, de aceea nu-mi dau numele și de aceea vreau să trăiesc anonim și să mor anonim și să nu am parte de laurii lumii și de slava lumii într-o această lume în care ești ridicat de multe ori numai ca să aibă cineva de unde te arunca jos. Este foarte important ca să vestim un cuvânt argumentat, un cuvânt logic, un cuvânt explicat, un cuvânt clar. Un cuvânt ca un medicament care să fie o vindecare pentru suflet, un cuvânt ca o hrană care să fie săturare pentru suflet, un cuvânt ca o haină care să fie căldură pentru suflet, un cuvânt ca o sabie care să taie ceea ce înainte de asta a fost rău. Zice, leagă în chip ușurat igrana fiicei poporului meu ca să legi. Un chip bun, trebuie să tai bandajul stricat, bandajul rău, să cureți rana. Este o lucrare care se face cu cuțitul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat și cu o sabie care taie și pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, atât încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Acest lucru am încercat să-l fac și eu astăzi, de pe malul râului din Filipii, ca judecata gândurilor și a simțirilor inimii să fie făcută de cuvântul lui Dumnezeu, nu de părerile ale noastre, să fie despărțite gândurile, simțirile și să poată fi aruncat și dat morții ceea ce este vremelnic, ceea ce este rău, ceea ce nu rămâne și să rămână ceea ce este veșnic. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și o să plecăm mai departe, dacă este voia Dumnezeu, să mai filmăm înspre Filipii și mai încolo spre Salonic și Berea.